fost pe scenă? Cum v-ați simțit? În primul rând, înainte de a intra pe scenă, vă spun sincer că am avut emoții, pentru că a fost pentru prima dată la această emisiune România au talent, dar să știți că pe scenă, având în vedere că juriul cunoaștem de foarte mult, ne-am într-adevăr ne-a dat și Dumnezeu așa o putere și o energie și așa noi suntem din echipa noastră de la centrul nostru de socializare de la Brașov, suntem și o familie, dar suntem un grup cu energie și ne simțim foarte bine. Ce v-a făcut să veniți la România au talent? De foarte mult timp râdeam, făceam glume că în timpul repetițiilor noastre, că uite, ar fi bine să mergem și la România au talent. Asta se întâmpla undeva în 2017. Apoi a venit pandemia și anul acesta, din joacă, zic, parcă a ieșit așa de bine că am putea să mergem la România au talent. Am intrat pe site și am văzut că mai erau 3 zile până veneau în Brașov cu colegii dumneavoastră și am zis hai să o facem și am făcut-o. Și sper că v-a plăcut și că totuși a ieșit bine. Aveți atâta energie. Ce vârstă aveți? În 9 septembrie am împlinit 74 de ani, am 3 fetițe. Probabil că așa am moștenit de la părinți. Părinții mei au fost niște oameni veseli, muncitori și probabil că viața care am plecat de la țară, sunt de 55 de ani în Brașov și probabil că am selectat de la viață și am selectat tot ce a fost mai frumos și plăcut. Cum se simte această bucurie de a fi pe scenă la această vârstă? Să știți că am trăit, am mai fost pe scenă, că noi facem foarte des serbări la Brașov, da? Chiar acum am avut o serbare pe data de 4. Și, într-adevăr, suntem obișnuiți cu scena. Deci, nu, așa e emoții. Nu o scenă atât de mare. Da, o scenă prima și, scenă mare da, pe care da, mergem da. Noi. De obicei facem de ziua persoanelor vârstnice, de ziua persoanelor cu dizabilități, de 8 martie. Am făcut de spectacol de ziua ei, tot așa, unde am prezentat tradițiile. Dar cel mai important mesaj pe care noi dorim să-l transmitem este tuturor persoanelor vârstnice din țară și din Brașov, este faptul că noi ne dorim să arătăm că se poate la orice vârstă, că sufletul este tânăr, că chiar dacă nu ai foarte mult talent, cu un pic de muncă și un pic de răbdare, reușești să faci lucruri. Și cel mai mult și ceea ce apreciez eu la dumnealor este faptul că vin la repetiții și ascultă și vor să fie pe scenă, pentru că ar putea să spună nu, dar ei nu, ei tot ce le propun, sunt de acord și muncim și încercăm să le facem zilele mai frumoase. Cine este susținătorul dumneavoastră numărul 1? Cine... Susținătorul meu numărul 1 în plan personal este soțul meu, părinții, copii, iar pe planul profesional am echipa mea din cadrul Direcției de Asistență Socială care ne susține, doamna directorul, îi mulțumim pe această cale, ne susține în tot ce facem, pentru că și dânsa în meseria ei de asistent social, până să ajungă director, a fost asistent social la persoane vârstnice și a lucrat cu persoane vârstnice, înțelege această categorie și dânsa ne dă aripi.